mai rămânate. Foarte frumos ești. Da? Punctul 2 aici ne-a umplut inima de bucurie și spunem că a fost destul de interesant. Ce puncte am avut aici? A, B, C și D. Da. În care am avut intersecția. A fost grea. Nu? Am putut să vedem elementele, da. Și am văzut că unul este, de fapt știți cum trebuia făcut? Ca să fie un element și polo și polo, forma asta e de aici, a fost grea. Deci trebuia să avem egalitatea următoare pentru primul punct. 2 la n minus 1 egal cu 2 la n minus 1 așa, dacă și numai dacă, nu e egal cu 0. Da? Ma dacă nu e egal cu 0. Nu e egal cu 1, da? Da, da, foarte bine, insistă de repede. Nu e egal cu 1. Și când nu e egal cu 1, egalitatea este. Adică e primul element. De ce nu putem avea, nu putem să avem mai mult de un singur element? Punctul B. Încât reunea să fie numere consecutive, am văzut. Da, am văzut că să fie 1, 2, 3. Până la 3, pentru că dacă era 1, 2, 3, 4, ar avea și pe 7. Să lea 7 de da, și doar avea 5. Străca ordinea de exemplu. Așa, am luat pe M fiind egal cu 2. Așa. La C. Am văzut să nu știu că trebuie să adun puțin cu 1 și de 1024 care adică de ceva este de acolo, din păi din a sunt de forma asta. Păi și da. Atunci, gata, la da. Și la ultimul ar trebui să ne dăm seama că trebuie să fie cu exponent par și... Și... Punctul C ne ajută un pic. Da. Dacă e 2 la 10 da, și da. E de fapt 3. Ce s-a întâmplat? Ai o întrebare? Nu. A, așa. Bun. În momentul ăsta putem spune că exercițiul a fost finalizat, da? Și a fost bine judecat. Da. Dacă aveți întrebări la el? Nu. Nu că exercițiul a fost greu, dar vreau să fim atenți. Sigur că da. Până aici, asta putem remarca. Hai să vedem și subiectul 4. Cât e ceasul? Am mai 5. 26. Avem. Ai venit mai devreme, nu? Da. Dar de ce mă întreb? Poftă. El lucrează, deschideți cartea, caietelul, și lucrează după ce facem noi subiectul ăsta. Subiectul matematic, să știi că aici nu e altceva. Noi... Domnul profesor, puteți face ceva? Da. Moment, un pic mai să domnul profesor, domnule, ascultați-vă și te dau.7 cifre. Adică sunt de aceeași lungime, nu sunt numai cu numai
Perfect. Adică numărul de cifre de aici, e dau numărul de cifre, deci e peste tot. Cine ce? Cine spune că fiecare conține câte 2015 cifre? Fiecare. Deci. Spune conține câte 2015 cifre. Fiecare număr uniformă. Fiecare. Fiecare. De formă. Fiecare de formă. A, A, A. Și de câte ori au? Au 2015 cifre. 2015 cifre. Hai că-mi dar un pic să înțelegi mai ești. Eu sunt gerința. Bun. Deci, copii, eu înțeleg aici numărul ăsta. E dat de unul câte cifre? 2015. Da? Apoi, numărul următor, dat de 2, 2015. Și toate numerele sunt de lungime 2015 cifre. Deci, determinați câte cifre de nou conțin numărul meu. Deci, câte cifre de nouă, conține numărul Păi uitați, aveam, deci aveam un set 2015 de cifre de 9. Deci un 2015 avem. Da. După aia facem 2015 de ăla 8888 cu 1111. Vedeți, ca să le grupăm, să mai facem încă un set de 900. Adică se referă, cum ar fi 1 plus 8 este egal cu 9. 2 plus 7 egal cu 9 și tot așa, știți? Să facem iar un număr de 9999, care, prin surprindere, nu va fi de 2015 ori 2. Va fi doar de 2015. Păi da. După aceea, 2222 cu 7777. 3333 cu 6666. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Și atât. Pentru că apoi să avem 1, 2, 3, 5. Și 5 ori 2015, ca să avem câte cifre sunt, nu? Adică de 5 ori 2015 cifre, care dă 10.075, aflăm câte cifre. Dar nu ăsta trebuie adunat. Nu este un rezultat. Păi da, și tocmai... Da, în nou, nouă ne spune să... Nu, dar nu spune câte cifre de nouă sunt. De nouă, în țărână nouă. Păi, el nu este egal cu suma asta. După ce calcul suma asta, dă un rezultat. Păi, vreau să spun, uite, păi, el nu este 2015 ori 5. Păi, el nu este 2015 ori 5. Da. Dar pentru că de vede să mai cât mai fie, de fapt, de una, de una. Ca doi. Nu, no, 18, știi că ești la, să zicem că ești la sute? Păi, dacă e 18. Eu nu vreau să mă la sute, eu. Păi, asta a, păi este, apoi altceva. Că ar fi, de la 1 la 9, ar fi 9 ori 10, 90, ar fi cu 0 și apoi trebuie să ne adunăm 99, și ar fi deja un 9, apoi, din nou 99, și ar fi 2014. Dacă știu. Păi, de ce vă complicați? Spune câte cifre de 9. Păi da, dar doar profesor agilitate. Pentru că după ce calculezi, tot o să-i dea mai știu. Da, profesor, la 5 ani facem cu tântelul. 1 plus 2, la ultima cifră, de la acum, ar fi 9, pentru că sunt 9 termeni ori 10, și ar fi 90. Și am pune un 0 și am ținut de 9. Apoi a fi din nou 90. Și am adăugat un 9 care a fost ținut. Și a fi 99. Care o să avem un 9. Apoi din nou 90 adăugăm un 9 și avem 2 din 9. Și cred că se face tot așa până la prima cifră a lui. Și cred că sunt 2014 de 9. Pentru că o să fie 2014 de 9 și apoi 2015 cifră o să fie de 0. Păi de nu? Nu ești. Pentru că, tocmai am zis,
pentru că 90 fac 90. Nu am înțeles. Rămâne 0. Și 9. Nu am înțeles, dar prea complicat, prea... Dar sunteți de acord că trebuie să calculăm suma asta? Da. Deci trebuie calculată suma. Nu putem să spunem așa. Gata. Câte 900 aici în exprimarea asta, dar nu e egal cu ăsta. Trebuie să vedem cât este egal eu. Ați vrea să încercăm un model mai mic? Eu, din fiecare dată, când mă aflu într-o situație dificilă, cum să nu existe asta? Ar fi gândit mai bun să începem un model. Da? Ca să putem simți vișiu. Că altfel se pare că suntem în dificultate. Că se plămetic. Da? Și nu prindem conținutul tehnic. Uitați! Pentru întâlnire de caz de tipul 3 de 1, 1, 1, plus, adică 111, ce mai e vorba? Păi 222 plus 888 plus 999. Egal cu 115. Așa, dar el vrea să fac altfel. Să mă gau să trebuie să faceți, nu? Nu. Pe 2, 2 ăsta, zici 2 ori 111. Păi de ce? Da. Păi de ce nu vă gândiți să mă gândiți cu toate la 999? Urmărește-mă. 121 pe lângă... 333 când vă zic 3 ori 111. De factor comun. Deci egal mai departe cu 111 date. Mă, dar iubești pe ideea ta. Imediat. Să vedem dacă ce idee ne vine mai rapid, care este cea care a finalizat exercițiul. Plus, poți să spun aici 2 ori 111 date? Da? Plus 3. Nu te supăra că nu am mers pe ideea ta, mă întoarcă înapoi repede. 3 ori 111. Și plus puncte, puncte, 9 ori 111. Care face 111 în factor comun. Pe lângă 1 plus 2 plus 9. Și care face 111 ori? Cât face 1 plus 2 plus 9? 1 plus 2 plus 9 face 12. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 9. Ah, 90! Face 90, nu cred. Păi da, pentru că facem cum ar fi. Avem la us, ar fi 9 ori 10. A, tot împărțit la 2. 40. Normal, că de la 1 până la 10. Da, la 10, am zis că 5. Scad 10-ul care nu ne-am și de 45. 45, sigur că da. Ori 45. Deci, 111 ori 45. Această sumă, 111 ori 45, păi, acest produs se poate fi calculat. Deci, fac 111 ori 45 și văd câți de 900 aici. Tu, David, dacă puteai îți propunea să calculezi suma, în varianta Gauss, tot ăla ăsta. Nu, eu vreau să calculez. Hai să vedem. Faceți 999. Deci 999 plus 111. Primul plus ultimul. Nu, scrieți 999 toate, câte perechi avem. Și după aceea să facem 99, oricât e scrit el. Cum spunea că nu am putut mai clar? Adică facem ceva de genul perechi. 111 plus 88 și vedem câte perechi sunt și după aceea adunăm învățim cu... Tu vrei să fac suma asta așa, da? Da, ăla scrie ultimul. Cu penul. Da. Da, adică 999 plus 999. Și când calculezi suma totală, nu trebuie să ajungem aici? Că trebuie să calculezi suma totală. Da, la mine aș fi 999 ori 2. Ori 1, 2, 3, 4. Deci când vine 999 ori 4. Pentru că eu, uitați, 999. Ori 5, sunt 5. Da, ori 5, uitați, ori 5. Păi vine aici, mai dragă, uite că aici, e cald 111, ori 4 ori... Nu, ori 4 ori 9. 5 ori 9. 5 ori 9. 5 ori 9 fac 45. Și-ar veni
și face 900 din 99. Exact ce-am făcut cu 5. E aceeași chestie. Nu vrea să fie la fel. Domnul profesor, îți spun și profesor, 5.4.990. 5.2.9. Deci calculul făcut, 999 ori 5, face cât? Cât face? 4.995. 4.995. Deci sunt 2 de 9 în suma asta. În el, în el ăsta. Adică, dacă noi mergem mai sus, am dat pe 1 puncte, puncte, 1 factor. Și am scris ca... Sigur că da. Deci generalizăm. Ori 45? Dar nu ne grăbim. Hai să luăm pentru mine factorul. Da. Aș obsesiza din structura asta. Sunt 3 de 11, poate că 2 de 9. Deci când am văzut 3 de 1, 3 de 1. Au venit 2 de 9. 2 de 9 aici. Dacă sunt 4, poate vin 3. Dacă sunt 4, poate vin 3. Dar noi nu știm cât de 11 sunt de acolo. Știu. Asta nu știu. Știu. Cum știu? Cum? 2015, poate la... 2015? 2015 împărțit la... Cum? Dar nu știi că-s 2015 aici? Aba, da, îmi spune că-s 2015... Dacă este așa, cum spunem noi, 2015 minus 1 și ar fi 2013 de 9. 2015 minus... Dacă observați, am vrea să nu este care va veni 2015 minus 2, 2013. Minus 2? Da. De primul și ultimul. Adică, nu, minus 1. Că sunt 3. Da, sunt 3. 2014. Și ar fi 2014 de nou. Este o primă observație, copii. Da? Deci observați, eu nu m-am putut hazarda în inițiu deodată, ci am încercat să pornesc ușor. Da? Deci, la IEN, practic am zis câte cifre. Am luat ca număr de cifre, număr cifre egal cu 3 aici, da? Acum, număr cifre egal cu 4 și atunci E nu arată de forma. E nu arată de forma. 4 de 1, 1111 plus plus 2. Doamne profesor, noi nu putem scrie în direct 111 ori 45? Da, o să dea. 111, 1111. De fiecare dată ori 45. Păi acolo înseamnă că e și mai ușor. 49.995, domn profesor, 3 de 9. Deci numărul următor care apare în condițiile astea este 9, sau dacă vreți 1111. Ori 45. Da, știți că poate m-am văzut, domn profesor, nu m-am prins. Avem 2015 ori 45. Și dacă punem de 5 de 1, doamna profesor, e cu 4. Nu, 2015 de 1 ori 45. Da. Deci, acum, poți să spun 1111 ori? Da, doamna profesor, și cu de mulți mai mult cu 1, se adaugă mai mult de 9 în mijloc, știți? Și se mai mult se adaugă, se adaugă cu 1 mai puțin. Dacă puneți cu 7 de 11, o să fie 6 de 9. Iată, adică acolo o să fie 2014 de 9, înseamnă. 2014 de 9. Simțime ești, da? Da. Mi-am apropiat de el foarte tare. Deci miroase în aer a problemă rezolvată. Da, asta răspunde. Da? A problemă rezolvată. Vedeți, în clipa în care ne-am apropiat, parcă primul drept să vă problema în brațe și spunem ce bine am dat peste soluție. Așa, da. Ca să terminăm aici, tot ori 45, copii, nu întâmplător v-am dat modelul aici. Pentru că îți vine 1 plus 2 plus 9 de factor. Și ori 45. Iar ori 45 să fie 5 ori 9. Da? Face 299, 9999, ori 5. Și când facem mulțirea, 5 ori 9, 45. 9, 4. Deci prima cifră va fi întotdeauna 4. Dar observați ceva, domn profesor? Înainte a fost 4, 9, 9, 5. Acolo e 4, 9, 9, 9, 5. S-a întotdeauna fi 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, etică. De 9014 de ori, 5.
Adică se dau că 2014. Ea spune foarte clar. Pentru că la nu egal cu 3, două cifre de 9 s-au strecut. La nu egal cu 121, 120 de cifre. La nu egal cu 2015. 2014. Da, 2014, observați foarte tare. Dacă era 2030, era 2029. Deci, dar acum am înțeles că sunt foarte ușoare exercițiile. Păi, nu, n-aș putea spune că e cu adevărat. Acest exercițiu a fructificat ce în interior? Ce a vrut autorul pe exercițiul ăsta? Hai să ne oprim un pic la el. A vrut să luăm și noi un exemplu mai mic. Este o lege asta. Pentru că așa nu stai seama că trebuie să dai pe un șampuță cu unul. Poate nu te prinzi. Da, e cu... Și lucina și așa. Iar când am luat numărul cu doar 3 de 1, puteam să luăm chiar cu 2 de 1. Da. Nu, dar mergea foarte bine. Și acum îți vine minte să scoți pe 2 în factor 1. Pe 111. Și să 2 ori 111, 3 ori 111. Aici... Nu prea sari tu repede, zici 2 ori, 1, 1, 1 de... Dacă de exemplu mă zic, am dat 111 factor, am văzut că e 111,45 și când am învățat, am văzut că sunt 2. Și am văzut aici o sumă Gauss, care e 45 și 5 ori 9, adică e 999 și autorul are o șmecherie tare de tot. Înmulțirea cu 5 a unui număr de tipul 995. El o știut că înmulțind cu 5 un număr de tipul 999. El știa de la adevărul ăsta. Deci el... Cât el... dă? Și apoi atunci te plăcă și la ce eu cât o vrut el? Sigur că... Putea să crească și la 10.000 de cifre. Deci ăsta e momentul cu poate să și la 10.000 de cifre, dacă vrea, tot așa era. Tot secretul a fost înmulțirea la 999 cu 5. Deci el avea un rezultat în culise, poate era cineva urmat. Poate chiar el s-a jucat și a prins chestia asta. Că dacă mulțești pe 999 cu 5, 5 ori 9, 45, 5 ori 9, 45 cu 4, 49, 5 ori 9, 45 cu 49, 49, și te întâi 49 aici, deci tot numărul ăsta necalculat până la capăt este de tipul 4, dar din nou o puși aici în număr de... Și 5. De cât am spus? De 2014. 2014 ori. Și 5 la 4. Ăsta e numărul. Da? Numărul. Ne arată așa. Cum ați stat la urmă? Nu. Știu ce. Nu se întâmplă decât. Daria, din, și din ești ăsta, acasă cum l-ai gândit? Nu le gândiți așa. Nu, da. Vedeți? Voi v-ați repezit la mine, spunând așa, mă interesează câți de rău sunt. Am aici în toată 2015, mai vreau să faci de-am nou. Eu am gândit atât m-am făcut David, cu 8 plus 1, 7 plus 2. Dar trebuia finalizat exercițiul. Dar nu am gândit că trebuie să facem o lecție. Păi de cine să te oprească? De ce să te oprești acolo? Păi înseamnă, după cum am spus eu, era bine. Păi era bine, dar era 999 înmulțit de 5 ori. Și acolo 2015 ori și de la 10.075. Deci trebuia să spui 999 ăsta de 5 ori înmulțit, el era de 2015 ori, și înmulțit cu 9 și spuneai că uite, 5 și 4 și celălalt sunt în număr de 2014 în interior. Era bine, dar voi vă opreați într-un moment, cum spun, care nu era al exercițiului. Că Iisus spunea, calculează-l pe el până la capăt. Când voi numărați aici, 2015 aici, mai sunt urmă la cealaltă urmare, iar 2015, de 5 ani. Ok? Vă rog sfert. Vă rog sfert? Iartă-mă că așa... O să fac cum o să-i sentuiți eu. O să mai aștept o oră să știu. Nu. Dar Iisus a fost de o frumusețe rară, de aceea am ținut să-l facem. Dar ia. Și ieșițele acelea pe care le faci acasă, trebuie să le refacem. Nu întâmplător am insistat pe chestia asta, că s-ar putea ca să tu să dai o soluție pripită, să nu fie ieșițele și să crezi că ai făcut-o bine și să ne făcut bine și să nu fost asta. Așadar, probleme de olimpiadă, frumoase, interesante, ne oprim aici. La revedere!
să nu uitați like, share, să vă mulțumim la Propo Live. La revedere! La revedere, să nu uitați like, share, să vă mulțumim la Propo Live. La revedere! La revedere! La revedere!